United a avut o partidă foarte dificilă la Chiajna, ultima clasată în Liga 1, s-a întărit cu 5 brazilieni și nu mai este formația naivă din toamnă. Prima repriză a fost spectaculoasă, dar săracă în goluri. Singurii care au marcat au fost jucătorii Gaza dintr-un penalty. United a revenit după pauză, iar Moldoveanu și Lașcu au întors scorul. Portarul Wellington a avut câteva parade senzaționale, iar United s-a impus în final cu 2-1. Echipa gălățeană a obținut un succes deosebit de prețios, care o menține pe locul 4 în clasament. Formația lui David Asande are timp să pregătească dificila confruntare de pe 8 februarie cu Sitius Târgu Mureș. Crăciun și Stoicov sunt răciți, iar Băgu și Cojoc nu și-au revenit încă după accidentările suferite. United a învins de două ori sezonul trecut campioana din Târgu Mureș și vrea să o facă din nou.